Când se vine la vorbitor și vine partenerul, ce simțiți că se întâmplă acolo? Mai nimic. Noi nu prea mai simțim. Deja devenim ca medici. Nu simțim nimic noi. Probabil că cel care se angajează anul ăsta are un an experiență, după 2-3 ani de zile, deja devenim ca insensibil la, la ce vedem. Pentru că asta este mediul penitenciar te faci insensibil, ca și pe medici. Medicii vă dați seama când văd sânge mare la vreo tresărire, nu mai are. Așa și noi devenim insensibili. Că de-aia uneori mai sărim prag în partea cealaltă și devenim oarecum mai duri. Uh, mai duri. Pentru că sistemul e făcut în așa fel încât să te dreseze să fii dur, să fii insensibil. Dar... Salutare și bine ați revenit la Mintea lui Tetelu. Astăzi vreau să discutăm trei subiecte care sunt chiar la ordinea zilei. Ce se întâmplă cu Rudel Obreja? Ce se mai întâmplă în penitenciar? Avem un scandal legat de dorința, să înțeleg, a ofițerilor care au grijă de deținuți. E o mică chestiune aici, o problemă, da? O să discutăm. De salarizare și de pensionare a polițiștilor de penitenciare. Suntem, deci, cu Cozmin de Dorobanțu, Dorobanțu, Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor. Și mai avem un subiect: ce se mai întâmplă cu Elena Udrea? Da. Înțeleg că avem niște informații da, sunt mai informații noi. Informații apărut în spațiul public legate de doamna Elena Udrea, actualmente deținută în penitenciarul Trușor. Vreau să te întreb, există piariști pentru deținuți da, care vreau. activează în exterior? Da, exact. De ce și cum funcționează? În mediul penitenciar, aceste acești piariști care sunt apărătorii deținuților se cheamă trompetele infractorilor. Așa le numim noi. Chiar eu, zilele trecute, am fost atacat, atacat de câteva trompete ale infractorilor. Unde? Uh, unde, da, unde se întâmplă? În presa televizată. Am avut Sh câteva intervenții televizate legate de cazul tragic al domnului Urdelobreja în care a fost vehiculat și numele Elenei Udrea și trompetele doamnei Elena Udrea au început să mă atace. Probabil că încă nu le-a dispărut gustul de clanță de pe limbă de, de pe vremea când doamna Elena Udrea era ministru și domnile lor lingeau clanțele ministeriale. Pe bani? Normal, că doar nu pe aplauze. Și acum e tot pe bani acest PR? Probabil că da, la câți bani are Elena Udrea, probabil că plătește uh, aceste trompete sau vuvuzele, cum ne spunem noi. Să mai țină penitenciarele în spațiu public, raportat la condițiile inumane de detenție, așa zisele condiții inumane în care ar trăi Elena Udrea, dar din contră, Elena Udrea trăiește în condiții mult mai bune decât ar merita. Spre deosebire de celelalte deținute din penitenciarul Târcșor, Elena Udrea are condiții mult mai bune. Acum e expirat și perioada de carantină-observare, îi, îi se pregătește o cameră pe o altă secție de deținere în regim semi-deschis. Probabil că ăsta va fi regimul pe care îl va acorda comisia de la nivelul unității. De ce înseamnă o cameră mai bună decât a celorlalte deținute? De ce există discriminarea asta? Chiar dacă pare o discriminare, în fond nu este o discriminare, să fim sinceri, adică să spunem lucrurile pe Nu înțeleg, nu e nicio problemă. Elena Udrea nu, nu, este discriminată pentru că este Elena Udrea a fost un ministru. Elena Udrea este chiar legea, trebuie să ne obligă ca pe ea datorită statutului ei de fost ministru, de fost demnitar, să o separăm de celelalte deținute de ordin comun. Nu poți să pui în cameră cu criminale, cu tâlhă, cu femei. Care Dar să înțelegă că se construiește o cameră specială de construit, nu se construiește că nu mai construim nepușcării de pe vremea lor Răposatu. S-au mai construit după Revoluție doar două penitenciare. Știți că fiecare ministru s-a lăudat, când a venit ministrul al justiției, s-a lăudat că face câte un penitenciar. Păi dacă, ar dacă s-ar fi făcut câte un penitenciar de fiecare dată că s-a lăudat un ministru, avea fiecare deținut pușcăria lui. Nu, se renovează o cameră, adică se dă cu lavabilă, se dă cu var, se igienizează mai mult. Astăzi se întâmplă de fiecare dată când vine un demnitar? Da. s au fost demnit. Așa s-a întâmplat. S au deținut cu bani. Pentru că ăștia sunt deținuți care reclamă, au avocați, au case de avocatură în spate și atunci sistemul penitenciar este vulnerabil în ceea ce privește condițiile de, de detenție. De ce este vulnerabil? Adică, de ce nu avem toate condițiile, ca să zic așa, pentru a încarcera pe toți? De nu, pe cei care sunt deja acolo, de ce nu avem condiții încât a, să vină un avocat și să ceară îmbunătățirea condițiilor? Ca să facem toate condițiile astea la toți deținuții, ar trebui să guvernul României să aluce fonduri. Dar sistemul penitenciar este unul subfinanțat. Sunt două cauze care e, conduc e, România să piardă la CEDO. Subfinanțarea sistemului penitenciar și supraaglomerarea. Astea sunt două cele Deci două cumva cauze argumentele care... celor care acuză faptul că nu e bine în pușcărie sunt valabile? În mică măsură da, sunt valabile pentru că încă sunt condiții, nu sunt condițiile din Norvegia în penitenciarele românești, nu sunt condițiile de acasă, dar ce vreau să vă spun că în aziluri, sunt condiții mult mai proaste decât în penitenciar și asta vă pot garanta. În spitalele din România sunt condiții mult mai proaste decât în penitenciare. Nici nu vreau să mai vorbesc despre spitalele penitenciar. Am fost acum două săptămâni de zile într-un penitenciar spital la Rahova. Vă dau cuvântul de onoare. Parcă eram la sanatoriu. Sunt niște condiții la spitalul penitenciar Rahova de mai mai că ți-ai dorit să te îmbolnăvești ca să ajungi să fii cazat acolo în penitenciarul ce Avocat ce invocă când cere îmbunătățirea condițiilor? Avocații nu prea cer îmbunătățirea condițiilor pentru că lor le convine să, ca România să aibă pușcării sub standarde. De -aș ca să așa? să justifice liberarea. Să spună, domnule, Elena Udrea nu poate să stea în condițiile astea. Păi de la Costa Rica la, 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 Târșor este o, este o distanță foarte mare în ceea ce privește condițiile de, de trai. Deci dacă s-ar face să zicem, penitenciare, mi greu să zic mai bune, dar mai dotate. Mai bune. Avocații ar pierde o pâine de mâncat? Ar pierde un argument care să justifice întreruperea pedepselor pentru infractori sau să justifice că n-ar trebui să vină deținuții cu bani din străinătate de unde fug ei de obicei. Știți că în corupții fură în România, și cheltuiesc în străinătate. Asta este, asta este cutuma în, în politica românească. Și toți peste noapte, când ajung la pușcărie, se îmbolnăvesc. Păi în Costa Rica, doamna Elena Udrea, nu slăbea. Nu slăbea. Că așa se vehiculează acum în spațiul public, că ar fi slăbit 10-11 kg în penitenciar din cauza faptului că ar fi refuzat hrana. Nu este adevărat. Asta este o minciună frustrată pe care o, o parte din mass media de asta avidă de senzațional vrea să o fructifice și să-și facă cititori sau click pe ce vrea să facă presa. Deci are condiții bune de hrană, nu se pune problema că mănâncă ceva Hrana este... care ar pica greu și de aceea nu mănâncă și slăpește, nu eu nu pica, e. Eu pica greu la, la ficat. eu știu unde eu pica hrana aia. dar oricum ea are bani, ea poate să-și cumpere de la magazinul unității, de acolo de unde își fac cumpărăturile de ținuții, poate să-și cumpere ce vrea să mănânce. Poate să primească de acasă să mănânce. Ea o să aibă regimul semideschis, deschis să aibă cel puțin 4-5 vizite pe, pe lună. Păi nici studenții din, din București nu primesc de 5 ori familia la, așa zisul, vorbitor. Hai să ne întoarcem un pic la comunicatul Federației Sindicatelor din Penitenciare, da. lucrătorilor din Penitenciare. Care este problema? Um, Am văzut problema un comunicat noastră? și cumva comunicatul era destul de... Să zic? Acid puțin așa Era puțin și de supărător cumva, Da, și cumva se transmitea ideea Că s-ar putea să nu mai aveți grijă de deținuți Da Cum se întâmplă asta? Păi să vă spun cauza Care a determinat reacția noastră În ultimele două săptămâni de zile Se vehiculează în mass media Că pensiile militarilor Se vor modifica Condițiile de, de pensionare ale militarilor, polițiștilor, polițiștilor de penitenciare, celor de la SRI, STS, tot ce înseamnă instituție de forță în, în România. Ministrul apărării Dâncu și ministrul de interne au avut poziții publice vis-a-vis -vis de această modalitate de a, de a schimba, față de schimbarea calculului pensiilor militarilor. Noi ne-am fi așteptat ca și ministrul Cătălin Predoiu să iasă public și să spună, domne eu sprijin politici de penitenciare pentru că sunt în subordinea mea. Eu nu sunt de acord cu modificarea calculului, calculului pensiilor politiciilor de penitenciare, așa cum a făcut Dâncu, așa cum a făcut Bode. Ei, ministrul nostru n-a spus nimic. Mi se pare că a fost plecat din țară și n-a avut o poziție publică. Eu am cerut săptămâna trecută o întâlnire cu conducerea ministerului. Mâine vom avea o întâlnire cu conducerea ministerului și pe ordinea de zi a ședinței vor fi cele două subiecte. Salarizarea polițiștilor, pentru că noi nici acum nu, sunt, nu, nici acum nu se aplică legea salarizării unitare. Dacă la medici, la parlamentari, la, la primării se aplică legea salarizării unitare, în integralitatea ei, la polițiști nu se aplică și la militari. Noi încă suntem cu 2-3 ani în urmă. Ce ar trebui să se aplice la valoarea anului 2022, suntem în anul 2022 și noi sindicatele din poliție penitenciare am cerut să ni se aplice legea la anul 2022, în anul în care suntem. Pentru că noi suntem plătiți la valoarea anului 2009. Trăim în 2022, dar avem salarizare din calculată la valoarea anului 2009. Bine, sunt niște detalii tehnice aici cu legi tranzitorii pe salarizare, dar nu într în detalii pentru că opinia publică și ascultătorii noștri nu vor înțelege. Ce trebuie să înțeleagă ascultătorii dumneavoastră este că noi suntem plătiți în 2022 cu salariile din 2009, la care s-a mai adăugat câteva sume de bani. Nu au crescut ca la toate... Au mai crescut uh, guvernul Ponta și guvernul Orban, au mai, uh, au mai, făcut puține ajustări la salarizarea noastră. Ne-au mai dat două tranșe, însă noi mai avem restanță, încă două tranșe din, de salarizare. Legea asta salarizării trebuia să aplice în patru tranșe. Ne-au dat două tranșe, mai au două. Asta cerem noi. Nu cerem nici mări salariale, cerem doar aplicarea legii salarizării unitare. Acesta a fost subiectul principal în 2022, care au fost și cu proteste la începutul anului. A urmat acest subiect legat de scoaterea pensiilor militare din categoria pensiilor de serviciu și băgate la principiul contributivității. Guvernul ar trebui să spună cetățeanului pe bune să nu mintă cetățeanul. Pensiile militare nu pot fi trecute pe principiul contributivității. Nu pot fi, nu există o formulă. Nici nu poate fi o formulă, nici guvernul nu poate inventa o formulă la momentul actual în care să treacă pensiile militare, repet, pensiile militare, pe principiul contributivității. Și acum să fac o paranteză. Nici pensiile obișnuite ale oamenilor nu sunt pensii plătite pe principiul contributivității. Principiul, principiul contributivității spune, ai, ai cotizat cu o sumă de X bani în Z ani, suma aia se împarte și cât mai ai tu de trăit îți dă din ea. Actualele pensii ale românilor nu, nu sunt pensii pe contributivitate pentru că ați văzut că sunt ani preelectorali în care vin guvernanții și măresc pensiile cetățenilor. Păi ori este pensie pe principiul contributivității, care nu se va modifica niciodată pentru că tu ai contribuit o X sumă de bani, aia o o ție pe, pe ani. Ei vin an odată la 4 ani când sunt alegeri și spun mărim pensiile oamenilor cu 50 de lei, cu 100 de lei, cu 200 de lei. Păi și le devin speciale, dacă tu le mărești din 4 în 4 ani cu, cu, cu bani. Deci asta este o minciună și guvernul ar trebui să-și asume și să, nu, să, renunțe la populismele astea și să nu spună, domne, pensiile militare sunt pensii speciale. Orice țară din lumea asta, pe militarii, îi tratează altcumva. Nu poți să te duci pe front cu o pensie mică, să riști viața și să ai o pensie mititică. Acum vedem că când e război, totuși militarii sunt pe, pe front. Da. Adică e o răsplată cuvenită da. pentru acest job. Da, uitați-vă acum că lumea acuză pe guvernul pe unguri că sunt puțin așa autoritari, sunt, se îndreaptă spre, spre dictatură. Dar guvernul maghiar a mărit pensiile militarilor și politicilor exact acum în plin scandal cu, cu războiul de la graniță. Și Orban ăla nu este așa de vehement împotriva lui Putin. Din contră, din câte... Păi aparat. nu, are o politică duplicitară, așa exact. e Ungaria și se încearcă să se descurce. Dar ce s-ar întâmpla dacă puneți în aplicare scenariul în care nu mai aveți grijă de deținuți, că pare așa o posibilă... Concluzie? Da. Revolte în intențiare. Dar cum se poate întâmpla să nu vă îndepliniți nu știu, sarcinile? Adică să ne imaginăm o, situa o situație de grevă în care lăsați de o parte să zicem aceste elemente de noi greu nu avem voie să mi facem. Dar birocrația în penitenciare, ca și în poliție, ca și în armată, ca și în tot statul ăsta român, a atins cote alarmante. Birocrația. Toată lumea acum se se acoperă de hârtii, nimeni nu mai nu nimeni nu se mai gândește cum să facă o activitate profesionist să o facă din punct de vedere cum să spun eu, eficient, eficace. Și toată lumea zice, băi să ne acoperim de hârtie să nu cumva să răspundem mai târziu. Și acoperitul ăsta de hârtie este foarte dăunător instituțiilor publice. Și în private la fel. Numai că privatul își mărește interesul și nu se acoperă de hârtie. La noi, la stat, ca să nu răspundem, Doamne, ferește, vine parchetul peste noi, vine corpul de control al ministrului sau vine corpul de control al inspectorului general sau directorului general peste noi și ne sancționează sau ne dă afară, ne acoperim de hârtii, fără să ne mai concentrăm pe, pe ceea ce trebuie să facem. Și fiecare șefuleț, ca să-și păstreze scaunul, mai dă câte o directivă din asta. Și în loc să simplifice activitatea în instituțiile statului, mai mult o complică. Și în loc să îmi fac treaba mea, pentru care sunt plătit, să asigur, eu vorbesc despre penitenciare, să asigur drepturile deținuților, să, să mă concentrez pe, pe îmbunătățirea condițiilor. Din penitenciare, pentru că până la urmă și în condițiile alea din penitenciare lucrează și colegii mei, și nu să mă concentrez pe îmbunătățirea condițiilor din, din penitenciare, pe asigurarea unor drepturi mult mai bine decât în momentul actual, mă concentrez cum să mă acopăr de hârtie să nu cumva să răspund. Și atunci, dând foarte multe decizii în penitenciare, noi dacă le-am pune în aplicare pe toate, s-ar bloca efectiv activitatea. Pentru că ziua tot 8 ore de lucru are. Înțelegeți, e ca și, și stând la birou și stând plimbând, hârtii. plimbând hârtii, cine mm. se mai ocupă de deținuți? Ne mai ocupându-se nimeni de deținuți, nu-i mai scos la plimbare, nu-i mai trimis la instanță, nu le mai asigur toate drepturile cu care erau învățați, deținuți se vor revolta. Pentru că acolo sunt închiși. Revoltându-se, există tragedia să apară revoltă în penitenciar și nu este prima revoltă. Am mai avut revolte în România, că noi, noi știm. Multe, îl... au, multe revolte au fost în România. Și cum se manifestă o revoltă a deținuților în România? Inițial sunt instigatorii care instigă pe ceilalți deținuți. Deținuții în general cu bani, deținuții VIP dintr ăia revoltă, ei sunt instigatorii primii. Și ei instigă. Revoltele au avut loc în legătură cu condițiile pe care le doreau mai bune, care nu erau suficiente pentru cei cu bani. Să înțeleg? În, nu, în, în general, revoltele apar atunci când în spațiul public apare ideea de amnistie și grațiere. Păi da. Și vreau să fii cu minte, tocmai atunci tu faci revoltă? Știți ce se întâmplă? Atunci când nu. Chiar nu știu. Haideți, că vă explic eu. Chiar nu știu. <laughs> chiar aș vrea să nu știu ce, ce e în spatele gratiilor atunci când e revoltă. Uh, în general, cât un politician ăsta e responsabil, mai lansează în spațiul public că. Parlamentul vrea să dea, sau orice fornă asta legiuitor vrea să dea o lege a și grațierii. Și atunci deținuții încep să facă speranțe. Au plec acasă. Cum a fost cu Așa. recursul compensatoriu da. cu Dragnea? Cu, cu Dragnea. Ca să scape Dragnea de pușcărie, au dat recursul compensatoriu. Doar Așa. să nu vă gândiți că s-a milit ăsta, cum îl cheamă, Tudorel Toader de deținuții patriei violatorii și, și criminalii ca să-i scoată pe, pe ei din închisori chipurile că pierde România la CEDU. În continuare pierde România la CEDU procese. Mă Interesa interesat Dragnea. Mă interesat Dragnea să scape ăsta de pușcărie. Așa. Și atunci vin cu câte, o, câte un zvon din asta că dau amnistie și grațiere, ceva de genul, nu știu cum le zic deținuții, au ei un cuvânt, un cuvânt așa, o expresie legată de, de, acest fenomen și atunci ei creează așteptări, legea grațierii și amnistiei nu prea vine, întârzie sau cum a fost atunci de a ieșit opinia publică în stradă, de a ieși cetățenii în stradă și sunt foarte nemulțumiți atunci deținuții se revoltă crezând că așa pun presiune pe, pe stat să emit aceste legi de amnistie și grațiere, ca ei să plece acasă. Mm. Și când nu se întâmplă, durează o săptămână, maxim două o revoltă de genul ăsta. Ce se întâmplă în timpul unei revolte? Se închid pușcările. Se închid pușcările. Cum adică se închid pușcările? Nu mai intră nimeni pe interior, toate ușile se închid, indiferent de regimul de executare, ei încep să dea foc la saltele. Dau foc? Da, dau foc. Și nu Mor asfixiați. Sunt atât de, 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 deștepți încât Așa. dau afară. Scot cearșafurile pe, pe geam și încep să le dea foc acolo. Și încep să bată cu lingurile. În, în eu am asistat, eram, în, eram student la Academia de Poliție când a început o revoltă în asta cu în penitenciare. Și noi de ce nu vedem, nu știu... Că, Presa, lui... nu, cum? Nu prea puteți să intrați atunci în perioada Ei, Nu știu, aia, pe geam poate vede cineva de la distanță. Filmează, presa filmează, da. filmează de la distanță, dar vede doar niște mâini scoase pe gratile, alea, nu vede tot ce se întâmplă în, într-un într penitenciar. A, da, nu știu, mai vedem, în Mexic, în Brazilia, acolo sunt revolte. E așa, nu e chiar așa ca în Mexic. Dar probabil că în scurt timp o să ajungă și la noi să fie ca în Mexic. Păi cine, de se, ce? Gândea? cine se gândea acum 20 de ani că un deținut înjură vreun polițiști de penitenciare, vreun angajat? Niciodată. Acum 20 de ani, 25 de ani, când trecea uh, supraveghetorul pe, pe secție, deținutul se întorcea cu spatele la el și punea fața la perete. Erau alte condiții atunci. S-au schimbat fundamental. Uh, deci și acum, dacă în jură, aceea. de ce se poate asta în raport cu ce se putea înainte? Înainte mai era și respectul ăsta. Nu înțeles. Și acum. Nu, mai acum au vocații, acum e mass media sunteți o forță importantă mass media și intervine mass media, mentalitatea din penitenciare s-a schimbat. Înainte, acum 20-30 de ani, chiar 40 în penitenciare venea ca să se angajeze tractoristul, ăla care nu vrea să fie tractorist, care nu vrea să fie la să muncească câmpurile patriei. Și cum influențează cineva cu bani ceilalți deținuți să se revolte? Cum am spus și la podcastul de data trecută, îi cumpără cei care nu au bani, așa zis și deținuți care se bat cu, cu câinii pe tomberoanele din gara de nord, așa, ăștia sunt la cheremul deținuților cu bani. Le dă țigări, un deținut ăsta cu bani le dă cafea, că astea sunt cele două obiecte de valoare în penitenciar cafeaua și țigările. Dacă le-ai peste... și acum cel mai nou, cel mai scump obiect din, din penitenciar, a venit oala. Coala de hârtie. Nu pot să înțeleg. Adică am făcut așa o, oarecum o metaforă. Acum se introduce în penitenciar drog pre stropesc o coală de hârtie. Cred că este o travă de șobolan, nu -mi dau seama ce. Cum erau etnobotanicele înainte. Știți că a fost în România fenomenul etnobotanicelor da, care a distrus da, uh, mulți, mulți tineri, viețile multor, multor tineri. Oameni. Acum au ajuns astea și în penitenciar. Este un drog pe care, care se stropește pe coala de hârtie și se bagă în penitenciar și un pătrățel din ăla de 2 cm pe 2 ajunge să fie până la un cartuș de țigări. Acolo schimb, moneda de schimb este țigara. A ajuns, vă dați seama cât, ce scriitor avem noi de a ajuns cu ala de hârtie foarte scumpă în penitenciar. <rătări> Era ca papirusul înainte, pe, pe vremuri. <rătări> Și cum intră așa o coală? Cum intră? Intră pe la... Prin scrisori, -pază. prin scrisori, Îți dă scrisoarea cu scrie pe ea, nu știu ce. Nu poți să Ei ce interzi, fac cu miros? Până îl... Ei ce fac? acolo? Păi da, nu. Ce mă, de sa scrisoarea la ținut și încep să ling scrisoarea, nu? Să mă droghez eu care e faza. De, da. <laughs> nu prea poți proba. Bine, ar trebui să fie o substanță, nu știu, să... Îi ca, -i cam vedem când o, ia, când o iau razna, așa. Dar uh, mergem mult pe informații. Noi nu avem încă aparatura să detectăm stupefiantele în penitenciare. Când avem suspiciunea rezonabilă că mă sunt droguri sau ceva de genul ăsta, le confiscăm și le trimitem la, la poliție. Se deschide un dosar penal și... Și pentru ei cât timp durează o sesiune de extaz? La o jumătate de oră, o oră, câteva... Pe un cartuș de țigări ține... Câte... Păi nu, un În de țigări este plata. Păi da, asta zic. A zis un timbru, e da. un cartuș. Păi un cartuș te ține ce zile. Dacă ești bogat, e un pachet de țigări, dacă ești deținut cu bani, ajunge la un cartuș, că se uită și el așa, se uită pe fraier. A prețul să face în funcție de, de... de cine da, cumpără, da, da, da. De, de cumpărător. Da, așa este expresia la ei. În funcție, îl vezi pe fraier și vezi că mai faci prețul după, după cum arată. Bun, și acum... Dacă ducem scenariul ăsta cu greva mai departe, ce s-ar putea întâmpla în, nu știu, două săptămâni, o lună? Dacă deținuții trec la revolte, la... Doamne ferește, există posibilitatea ca să existe victime de, de violență, pentru că există, au fost cazuri în care, la începutul tranziției noastre spre capitalism, mai a fost o revoltă în care, atunci, în perioada aia cu revoluția... În care deținuți au murit, să te uh, la Revoluție, au, din povestea asta știu, nu? Na, eu n-am apucat. Eu știu o poveste, adică confirm eu o poveste. Adică să te cu mitraliera aia cu, cu crecană spre poarta din, de la ieșirea din sectorul de deținere. Eu Pereținere. știu o altă poveste care seamănă cu asta. Eu am văzut, văzut gloanțe în penitenciarul unde am lucrat, am văzut urme de gloanțe în pereții uh, celulelor. Eu știu de deținut rom cu uh, fost sportiv și l-a fost așa o frică încât l-au legat cu lanțuri. Cât timp a durat Revoluției a fost ținut cu lanțuri de pat. Să nu ceva. Deci așa a petrecut Revoluția. Deci confirm că nu. la Revoluție, ori o parte, ori majoritatea deținuților au fost ținuți în condiții de nu. altceva. Păi și acum, de exemplu, dacă este un deținut ăsta care se auto-agresează, dacă vrea să-și facă rău sau vrea să-l atace pe alt deținut, și acum procedăm la legarea cu curele. Nu mai sunt nu mai e lanțurile cum erau, dar îl imobilizăm de pat și acum. Bine, sunt eu o comisie, vine medicul, vede de fiecare dată în, ce, în starea lui de sănătate, în timp ce e legat, din 4 în 4 ore, cel puțin trebuie să vină un medic care să vadă dacă se mai impune să fie legat de de pat sau de deci nu. Și acum se practică legatul de, de pat, imobilizarea deținutului, dacă e foarte, foarte violent. Păi eu ce fac dacă un deținut vine și îl atacă pe al deținut? Nu trebuie să-l imobilizez pe ăla. Dar în acest moment, cum sunteți cu înțelegerea asta cu guvernul? Acum cu guvernul am avut... Adică ați avut comunicatul? Am avut comunicatul după cum... Părea că se încinge treaba, acum negociați ca să ieșiți din Situația asta? Da. Chiar mâine o să avem o întâlnire la Ministerul Justiției la ora 10. Asta era ce îmi spuneați mai devreme. și, și, și adică... conducerea Ministerului în care vom vedea poziția oficială a Ministrului Justiției vis, -vis de problemele noastre pe care le-am semnalat, salarizare, pensionare, anumite, și alte probleme din penitenciare pe care na, nu cred că sunt de, de interes public. Și în funcție de, chestii, de, de măsurile luate de Ministrul Justiției vis-a-vis -vis de problemele semnalate de noi, continuăm sau nu continuăm uh, acest bloc, blocarea activității penitenciarelor. Dar nu dați drumul la deținuții. Nu dăm drumul la deținuții. Nimeni n-ar vrea. Ați vrea? Citit? Dați vrea să dăm drumul la deținuți. Nu, eu n-aș vrea. Deci, nimeni n-ar vrea, nici eu n-aș vrea. N-ar vrea. Vrea. vrea nimeni să dăm drumul la deținuții. Domne Ferește, ar fi, n-ar băga la pușcărie pe noi dacă am face asta. Apropo de da drumul la deținuți, avem această situație tragică cu Rudel Obreja. Ce știți din interior legat de acest caz? Chiar astăzi se dă un verdict. Să verificăm dacă s-a dat verdictul acum. Noi discutăm chiar miercuri. Suntem, da? Da. da Sigur ar fi fost breaking news. De situația lui... Încă nu s-a decis. Deci suntem acum, discutăm nu. din punct de vedere uman și administrativ da. situația lui Rudel Obreja. Din ambele puncte de vedere, și uman și instituțional, situația domnului Rudel Obreja este una tragică. Chiar este una tragică și să știți că noi facem tot posibilul să... Nu neapărat îl cheamă Rudel Obreja, dar când avem un caz în ăsta um, ca lui, suntem destul de umani. Toate că ne suntem acuzați în spațiu public, că suntem criminali, că suntem torționari. Noi suntem în 2022, nu se mai întâmplă așa ceva în penitenciare. A, că există un caz, unul la un an, doi, ca peste tot există, că pădure fără uscături nu există. Atunci când avem un caz în ăsta de uh, agresiune, de tortură, reacționăm. Nu vrem noi, ca polițiști de penitenciare, din cauza unui subiect care a greșit, din cauza unui unui coleg sau unui polițist de penitenciară care a greșit să planeze toată suspiciunea pentru sistemul penitenciar. Nu vrem asta. Și legat de, de cazul Rudel să știți că medicul de la penitenciarul Gilava, doctorul Pădurean, a, a depus tot efortul. Să știți că, chiar dacă în spațiul public apare altceva, eu ce vă spun vă spun adevărul. Deținuții la penitenciarul Gilava, în regimul deschis, semi-deschis, se pot duce singuri la cabinetul medical. Nu trebuie să facă o cerere. Dacă el crede că este bolnav sau acuză vreo, vreo durere undeva, se duce la cabinetul medical, bate la ușă. Un întrebare. Există un doctor permanent acolo? Da? Adică penitenciarul are un da, 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 are medic, medic are alocat? Medical. Da. Și da. vine de. La alt spital sau acolo e nu, unitatea? Nu, fiecare penitenciar are un medic. Are un cabinet medical. Care sunt medici generaliști, în general, cum e medicul de familie. Dar ce l-ar face pe un medic să aleagă să lucreze în penitenciar în loc de un... Nu prea îl face. O, clinică uh, o să vorbim și de, de asta. Le luăm, le luăm pe rând. Uh, legat de cazul Obreja, medicul păduran de acolo a depus tot efortul. Chiar el l-a văzut, pentru că inițial de Obreja uh, a acuzat niște dureli de spate. Și atunci medicul de la penitenciarul Gilava l-a trimis la cel mai apropiat spital de penitenciarul Gilava, care e spital universitar. Dacă nici Bagdazar nu mai e spital, oricum sunt mult mai buni decât medicii din penitenciare. Pentru că sunt acolo, sunt medici specialiști, au uh, instrumente, Ami. au echipamente specifice care pot detecta și identifica boli. S-a dus Rudel Obreja la penitenciarul Bagdazar, cei de la Bagdazar au zis, nu are nimic grav. Și l-au trimis înapoi la penitenciar. Medicul Păduran a, a văzut că totul situația lui se agravează și trimis l-a trimis la, spitalul Floreasca. Acolo la spitalul Floreasca au descoperit că el are cancer la pancreas. Deci dacă ar fi, am fi fost inumani, nu l-a fi băgat în seamă. Și acuză soția lui că ar fi dat nenumărate cereri să fie scos la cabinetul medical de la, de la penitenciar. Nu este adevărat. Cu tot respectul pentru doamnă și eu înțeleg uh, cum, suferința doamnei și înțeleg suferința oricărui, oricărei aparținător al unui deținut. Dar ar fi bine să spun adevărul și nu să ne acuze pe noi că suntem porționari sau de rele tratamente ca să justifice anumite acțiuni pe care le urmărește gen să întrerupă executarea pedepsei. Revenind la, la cazul Obreja în penitenciarul Gilava. v-am spus, medicii de acolo au depus tot efortul să, 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 să identifice boala lui Rodel Obreja. Cert e că zilele trecute a fost în mass media, în la mass media televizată, a fost un uh, întreg linșaj al politiciilor de penitenciare. Penitenciarele au devenit iarăși ținta unor televiziuni. Uh, părerea mea este că s-a făcut acest linșaj mediatic pentru a pune presiune pe uh, INML ca să dea un verdict ok sau un verdict favorabil uh, lui Rudel Obreja, dar. Oricum și dacă nu puneau presiune, INML-ul tot îl dădea. O are cancer. Suntem umani și noi și cei de la INML, totul suntem oameni și ne apasă o, o, boală din asta tragică. Adică ați văzut nu știu, semnătura doctorului eu n-am văzut, văzut, văzut documentul. vorbesc de principiu, adică administrativ. Există această hârtie? Există hârtie. S-a văzut, văzut, e clar, adică nu este o încercare de a scăpa așa. Nu, 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 așa. doamne ferește, nu, nu, nu. Am mai fost cazuri atunci cu Omar Haisam, în care noi nu ne putem uh, pronunța pe, un, uh, pe o decizie medicală a fost cazul în care Omar Haisam uh, Omar, Omar. Omar Haisam uh, a acuzat că este bolnav și trebuie tratat uh, în afara sistemului penitenciar un medic uh, i-a dat acest uh, cum să-i spun uh, verdict, diagnostic, verdict și instanța l-a pus uh, în libertate întrebându-i pedepsa ce crezi că a făcut Omar Haisam? A fugit din țară. Deci avem un precedent. Avem precedent. Ce crezi dumneavoastră că s-ar întâmpla dacă mâine instanța i-ar da Elenei Udrea să, în dreptul să se trateze, iar ar pe executarea pedepsei și să se trateze din... În, în, să se trateze singură. Va fugi din țară, că deja are două precedente. Odată a fugit în Costa Rica, odată a vrut să fugă în Grecia. Cine răspunde pentru deciziile astea? Dumneavoastră, ca cetățean de rând, eu, X-ul deci e o presiune și pe judecători și pe. Pe toată lumea. Pe toată lumea este o presiune. Dumneavoastră și opinia publică, ce ar zice? Bă, ăla cu banii își permite să fugă din țară, adică fură milioane de euro de la cetățeni. Și când să facă pușcărie, fuge din țară. Iar da. eu care fur un ou sau ăla care i-a dat o palmă unui unui vecin, face 3-4 ani de pușcărie și nu are posibilitatea să întrerupă cineva executarea pedepsei să fugă din țară, să facă pușcărie în Grecia sau în Madagascar sau în Costa Rica. Rudel Obrejea e o persoană cunoscută, da. dar există în pușcării și deținuți care sunt la fel de bolnavi și nu au același, să zic, succes în așa. Normal. reprezenta cererea? Normal. Aici a, a, fost norocul lui Rudel Breja, este că el este o persoană publică, și două televiziuni au pus presiune pe sistemul penitenciar, probabil pe instanța de judecată, pe INML, să se miște lucrurile mult mai repede. Dacă Nu era Nu s-ar persoană... fi mișcat? Nu, cred că se mișcau. Pe ce este singurul deținut cu diagnosticat cu cancer? Nu, cred. Pe și în cazul celorlalți, ce se întâmplă? Nu știe lumea, nici eu nu știu. Ceilalți merg ca orice român care are cancer, orice român care are boală, orice român care... Deci nu merg de acasă. Nu merg acasă. Cum să merg acasă? Asta este tragic. Că aici dar în România dacă ai bani și ești celebru, poți să faci orice. Am zis departe, situația lui Rudel Obreja este una tragică și îmi pare rău și chiar mi-e îmi pare rău de, de el în ce situație. Dar cum vorbim așa despre, ne detașăm puțin de cazul Rudele da. Obreja. în general orice alt deținut care, care are o, o, asemenea boală sau o boală similară, ca orice român, nimeni nu știe de el. Deci nu există posibilitatea și pentru ei de a ieși afară și de a... Posibilitatea e legală există, dar cine se bate pentru ei? Cine? Nu există avocați din oficiu? Păi săracul ăla are bani să plătească avocații. În situații de genul ăsta, avocații te rup de bani te rup de bani avocații. De ce? Pentru că mizează pe pe emoția deținutului. Persoanei când cad la pușcărie. Ce în se orice întâmplă orice, asta? O, asta este la ordinea zilei. Avocații când uh, sunt, sunt cei care au pe penal pe uh, așa, profită foarte mult în perioada asta de o lună, două, trei. Profită foarte mult de de persoanele care cad la pușcărie, de oamenii care cad la pușcărie. În ce sens? Adică ce acțiuni? Îi păi spun, uite, în faptul posibil, te scap de pușcărie, cunosc pe Xulescu, pe Zetulescu, sunt avocați care au luat bătaie pe, pe chestia asta de deținut după aia. Pe să o să zic, nu un fel de, nu știu, trafic de influență? Nu e trafic de influență, îl prostește pe ăla, e un fel de înșelăciune. Păi dar chiar și așa, pe păi nu e ok. Nu e ok, normal. nu e ok nu ca, 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 un avocat să eu cunosc, fac... Eu cunosc, da? ca avocați care au luat bătaie de la, de, la, de la, bă, ce s-au liberat de Bine, mă mai că mă liberez, mă mai cerut bani. Bani, deci nu 200, 300, 400, 500 de lei. Bani mulți. mințindu -l că eu îl cunosc pe judecătorul, nu știu care, eu îl am la procuror, am la liberarea condiționată. Au la bani după ei și pe el au prins de și i-au îndoit ochii. Să <gântu -i> uită așa. Deci, ce să zic, dacă n-a fost cinstit... Se, practică pentru că atunci când caz la pușcărie, ești disperat. ești disperat și ei mizează pe disperarea oamenilor. După aia, numai că la pușcărie și zona asta, chiar ca la facultate. Te deștepți. Te șmecherești pe traseu. Și îți dai seama că degeaba introduce X acțiuni da, că nu ai avea succes. Că ați văzut și a uh, ați făcut un, um, un post, un podcast da. cu fostul deținut. da, Bilț. Și ați văzut că și ele s-a specializat un pic pe drept așa. Foarte bine, știa. Ați văzut? Da, da. De Pentru asta că... am remarcat, am remarcat la toți deținuții. Toți sunt așa. Sunt tobă de cel puțin partea care îi privește din codul da, penal. Da. Sunt experți. Da. Absolut experți. asta fac ei în cameră. Fiecare cu speța lui, fiecare. Tu, Dar tu ai mai trăit, tu ai mai fost în situația mea, tu cum ai procedat? Avocatul tău cum a procedat? Și uite așa ei sunt devin experți pe, pe bucățica lor, să zic așa. Eu îmi dau seama acum că cum funcționează psihologic, pentru că atunci când ajungi acolo, ești în faza 1, faza de negare. Da. Nu accepti și atunci ai face orice și crezi tu da. crezi tu că meriți să ieși și că trebuie făcut totul și atunci de-aia profita avocații. De, da, de foarte cele, ușor de înțeles da, psihologie în Nu m-am gândit până acum. În cele 21 de zile, ălea de carantinare, observare, 99,99% ,99 dintre deținuți spun că sunt nevinovați. Că este o eroare că ei sunt în pușcărie. După aia acceptă și... <laughs> și de aceea ulterior, dându-și seama că chiar dacă depun cereri de liberare pe diferite motive, nu va funcționa. Nu Dar în prima nu fază în... ești orbit da. de dorința de a ieși da. și atunci vine un avocat care te jicmănește. Da. Nu știam că există asemenea da, specimene. Există. Și cum fac? Vin acolo? Vorbesc la telefon? Cum? Da, vorbește cu, av cu avocatul. Este. El vorbește cu familia și apoi familia aduce un avocat sau cum? Uh, deja avocatul îl știe de afară de când se judecă procesul. Păi și după ce avocatul profită de Poate Clientul este, lui, în general, atunci când ei sunt arestați preventiv, profită. În perioada arestării preventive. Și procesul este deja în instanță. Și este arestați preventiv. Și în ce sens profită? Profită. Dă-mi dă niște bani, că cunosc eu sau bă, am eu avocați care se ocupă, casă de avocatură care... Asta n-ar trebui să fie ilegal? Nu, e, e business lor. Păi e un business, dar se folosește de starea emoțională a cuiva... Care nu e stabil. E foarte greu să demonstrezi așa ceva. Este foarte greu să demonstrezi că s-a folosit de starea uh, labilă a la unui individ. Dar individual. mi se pare o cruzime și o șelătorie evidentă. Păi e. Adică poate e poate mai, sau una dintre cele mai perfide mișelăciuni. Justiția e oarbă, n-ați văzut. Da, e oarbă, nu vede. Nu știam că, că avocații pot face așa ceva. E, păi de unde apar mașinilele? Da, e un răspuns. Ei. De unde apar vilele? De unde apar mașinile? De unde apare traiul la bun? de pe oameni. Dar există cealaltă situație când, cum am vorbit mai devreme, oamenii sunt chiar bolnavi da. și nu au la cine apela sau nu îi ajută nimeni sau dacă apelează, decizia instanței este să nu fie eliberați. Da. Pentru că știți care e situația? Și acum cu cazul Rudel Obreja a acuzat că l-au trimis la spital după trei săptămâni de zile, aproape 3 săptămâni de zile. Acum nu știu situația ce s-a întâmplat în alea trei săptămâni de zile, că nu, nu m-am interesat sincer să fiu, dar să știți că în general ă, sunt mulți deținuți care acuză zilnic urgențe medicale în penitenciare. Și atunci avem un singur medic. Medicul la pe cine să consulte în șase ore? Că un medic trebuie să stea șase ore, că două ore are și are, are de examinat un număr limitat de pacienți. Nu poate să consulte toată pușcăria într-o zi. Are un număr limitat de pacienți sunt o, să zicem, vă dau, să presupunem uh, prin absurd că sunt 100 de deținuți și el are dreptul la 20 de consultații zilnice. Pe cine se ia prima dată? Pe păi și cum se ia, de exemplu, dacă un deținut face o criză, nu știu, biliară. A, atunci are prioritate? Un, 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 nu, nu, sunăm la un, Asta un, vreau un, să întreb, deci nu se consultă în penitenciar. Nu, urgențele medicale, adică... Dar de... dacă te doare o măsea? Dacă te doare o măsea, tu la Rău. Fel, Rău, atunci vă dau un exemplu. Bați la apel, când se ia apelul dimineața și seara, deținutul poate să spună supraveghetorului dimineața, domne mă doare mă sau aduceți-mă, prezentați-mă la cabinetul medical. Supraveghetorul își notează, după ce termină apelul care ține aproape jumătate de oră, pune mâna pe telefon, sună la cabinetul medical, și spune, domnul doctor sau asistentul care răspunde acolo, am pe deținutul cu Ion care uh, acuză durere foarte acute de măsea. Uh, medicul se uită la urgențe că poate într-o pușcărie de 1200 de deținuți, poate mai sunt încă 5-6 care acuză dureri. Un singur scaun, pe cine pui prima dată? Și spune, ok, adu-mi la ora 11. Și la noi în România persoane libere, ce dacă mă doare măseaua noaptea, unde mă duc noaptea? Spuneți-mi unde mă duc noaptea. Aștept până dimineața să mă duc la, la spital. Că nu se moare dintr-o măsea de azi pe mâine. Nu? Și atunci supravegătorul, respectiv îl ia pe deținut, îl trimite la cabinetul medical dacă este regim închis, maximă siguranță, dacă este regim închis, deschis, semi-deschis și este cabinetul medical pe secție, se duce deținutul frumos singurel, bate la ușă, Spune acolo asistentului sau medicului, domnul doctor, mă doare șalele. Pe și cu, în închisoare te aduce așa cum vrei tu, la da, doctor? sunt penitenciare în care au cabinetul medical pe holul secției. Și atunci tu te plimbi pe deținuții de la deschis, mi se plimbă pe singur. Păi nu știu, sec. da, e păzit medicul penitenciarului? Zi. Deci luăm și noi un sport de pericol la salariu. Și că vine unul, nu știu, și la amenință cu bisturiu. Așa bo, poate amenința și pe mine ca supraveghetor. Asta e riscul meseriei. Revin atunci. Cine vrea să se facă medic de penitenciar? Nu prea vor să se facă medic de penitenciar uh, doctorii pentru că nu este atractiv. Nu este atractiv. De ce aș veni eu ca medic să mă înjure un deținut uh, toată ziua, să-și bage, să scoată, să-și bage iarăși în mine și... Să da, poți medințe? fi mituit, de exemplu, să Cu ce? scrii cai. Ca <laughs> că Nu, fi nu cu bani, de familia și să-ți care nu știu ce boală. Încerc nu. acum toate scenariile posibile. Nu, nu prea, că noi avem un serviciu de, de informații în penitenciare. Ce înseamnă un serviciu de informații în penitenciare? Are informații de corupție, de criminalitate în mediu penitenciar. Și cum se, se desfășoară? Știți cu ce se întâmplă? Orice infracțiune la noi în, penitenciare ține un maxim 2 ani de zile. Ca și în România. Adică dacă că deținutul se laudă. Bă, -am dat, -am dat Deci nu-i ascultați. Aveți. tehnică de unde? De unde? De unde? asta te în filme. Cred că nici, nici seriul nu are atât de multă tehnică pe când credem noi românii. Și nu avem pe, pe informări. Pe așa zisele sifoneli. Și atunci deținutul care mituiește un coleg de-ai mei se laudă după aia. Bă, l-am mituit eu pe Dorobanțu. Vedeți că dorobanțul bagă telefoane, dorobanțul face, dorobanțul drege. Și atunci se aude. În camera respectivă, șeful de secție, directorul, directorul adjunct, au și sifoanele lor. Deținuți care dau mai departe informații. Și persoana asta din conducerea unității încep să stea cu lupa pe respectivul angajat. A fost cazul că așa-i pe colegii mei care bagă droguri, telefoane în penitenciare. A, la început, până, până se aude pagă, și droguri, și telefoane, dar sunt cazuri izolate, și de, cam de fiecare dată îi cam prinde. Cam după cât timp. Deci, V-am zis, maxim 2 ani 2 ani, maxim 2 ani. La, se maxim 2 maxim ani se descoperă orice infracțiune. Pentru că nu are cum să nu spună. Și ceea ce tragic este că uh, oamenii, colegii mei care fac chestia asta, nu conștientizează că de ținutul va striga după tine. Dacă să zicem că de mâine te oprești și nu mai vrei să fii tramvaiul lui, știți că vorbeam despre tramvaiul. Da. așa, nu mai vrei să fii tramvaiul lui, a apucă și țipă după tine prin, prin, pușcărie. Ce țipă? Bă, mai ai băgat telefonul, mai bage acum, vă dați seama. Că de-aia unii nu se pot lăsa. Pentru că le și place banul și sunt și constrânși. Probabil că acum și îi și înregistrează aparținătorii care îi dau telefonul respectivului, corect, de ai mei care bagă telefoane în penitenciar, îl filmează, îl înregistrează. Dar cei care fac asta nu știu că există această situație în care vor fi prinși până la urmă? Și De dar, ce o fac? Știu, dar știu e posibil că... că sunt să fie foarte, foarte proști sau să fie inconștienți sau să fie constrânși de vreo situație. Datorii la păcănele, împrumuturi la cămătari. Și atunci... Cheltuielilor să fie mult mai mari decât decât veniturile, și atunci sunt constrâns să bage droguri și telefoane în penitenciari. Sau mai sunt unii care uh, s-au făcut polițiști, dar în sine lor vor să fie și mafioți și polițiști în același timp, și uh, atunci uh, intră în cercuri din astea relaționale cu interlop din orașul respectiv, mai ales în orașele mici, unde sunt predispuși la, uh, la chestii de genul ăsta și dacă nu are creier, intră în combinații de genul ăsta uh, fatidice pentru ei și la te încearcă. Te încearcă la început. Așa zisul prieten interlop din, din penitenciar. Hai mă, bagă și tu telefonul ăsta la că nu se întâmplă nimic. Tu ca prostul, ca să fii jmecher în oraș, să vadă lumea cu cine umbli tu, cazi în plasă. Dar vă spun, astea sunt cazuri izolate și sunt uh, colegii mei foarte proști. Infantil, aș putea să zic, că nu poți să conștientizezi pericolul la care... Dar te ați sucuie. avut. Am avut, normal că am avut. Din păcate am avut. Și vom mai avea în continuare. Deci avem deținuți bolnavi care stau în penitenciar. Da. În ce situații chiar ești trimis acasă? Că în situația când e, ea este foarte gravă. În general, noi, atun, atunci când nu putem trata în penitenciarele spital, că avem și noi câteva penitenciare spital în, în România care... După părerea mea, că am mai fost prin penitenciar, eu la ce Ce înseamnă penitenciar-spital? Adică e un spital. Ca adică o clinică? E un, e un spital. Doar că este. Deci, în de, loc de cabinetul medicului dintr-un penitenciar, este un spital. Da. Dar este un penitenciar, este un spital. Doar că noi spunem penitenciar-spital, pentru că acolo sunt internați numai deținuți. Și e de servit de medici. De Ministerul Justiției. Mai mulți medici. Mai mulți medici și unii dintre ei sunt specializați. Avem și noi aparatură. Dar nu pentru toate bolile. Nu, nu pentru cancer, nu pentru... Tratăm și noi med deținuți bolnavi. Și credeți-mă că am mai fost în penitenciarele din rețeaua Ministerului Sănătății. Câte sunt? Păi avem uh, două la București, unul la, târgul, la Târgu Ogna, unul la Constanța, și unul la Dej. Deci dacă ești la penitenciarul din, din zona de Poarta Albă te duce la, la spitalul la... Din, Constanța. din Constanța. dar dacă să zicem penitenciarul din spital Constanța nu are medici să te trateze pe tine de o anumită boală, te trimite la un alt penitenciar spital din din România care te poate trata de boala respectivă. De exemplu, să penitenciarul spital pentru Covid la noi, unde tratau deținuții cu Covid, da. a fost spitalul penitenciar Jilava. Acolo se duceau toți deținuții cu COVID din, din zona asta. Mă gândesc la o operație mai ciudată, nu știu. De... La operații nu prea facem noi operații în penitenciarul spital. Atunci când nu avem posibilitatea să tratăm o anumită boală în penitenciarele spital, îi trimitem pe deținuți în penitenciarele din rețeaua Ministerului Sănătății cu pază. Tu ești în salon și ești păzit de, de polițiști de penitenciare. Știți că a fost recentul caz de, de a fugit deținutul ăla. Păi așa vreau să-mi povestiți. Cam, cam așa adică, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat acolo? Da. Păi colegii mei au fost puțin neatenți, probabil că stau pe telefoane, sunt doi colegi, au fost doi colegi care nu prea aveau experiență, nu trebuie să fie planificați în serviciu acolo, pentru că la un deținut periculos cum era deținutul ăla, trebuia să pui oameni cu experiență. Oameni care aveau cel puțin 10-15 ani de experiență în, în penitenciare. Am fost chiar la acest spital? N-a fost la spital, a fost la, la spitalul din rețeaua Ministerului Sănătății. N-a fost la penitenciară spitalului. Da, da, a fost la, la spital. La spital. Sub pază. Sub pază. Exact cum se, cum se duce un deținut care îl trimitem în penitenciarele spital normale. În spitalele normale din rețeaua Ministerului Sănătății. Și atunci când s-a făcut acea planificare în serviciu, cel care a făcut planificarea pentru paza deținutului respectiv nu s-a gândit, n a luat în calcul Că trimite doi oameni lipsiți de experiență să păzească un deținut periculos ca respectivul deținut care era foarte violent și la penitenciar. Ai zis, ăla i-a ca în filme. Exact ca în filme ai văzut, parcă era hitman. Și-a luat un salon. Și cum a sărit geamul? Nu, a zis, salonul respectiv era era deservit de două saloane lipite avea o singură baie comună. Și el a zis că se duce la baie, ăștia bine mai dute, și el a ieșit pe partea cealaltă, salonul celălalt, am luat un halat de medic. Nu cred. S-a el, s-a dus la lift, a coborât și a luat-o la, la sănătoasă. Și cred că e doar în filme așa da, Exact, ca în filme a fost, dacă și noi am fost uh, mișcați de. Și cât timp a reușit să. fie? Până, după, după masă l-am prins. A, -a până... Noi s-a mobilizat și poliția și penitenciarea, am, am făcut o întreagă rețea în București. Până acum să l-am prins. Era o chestie de era? Până. era pe la o piață pe aici, prin București, nu știu la ce de de piață era. Era la o piață în... pe aici, București. Pe lângă centru. S-a plimbat cu metrou. S-a plimbat omul cu metrou, s-a plimbat, s-a în piață, probabil păi, să-și facă și cumpărăturile. Și l-a prins un coleg de-ai mei. Am fost atunci în civil, mergem în civil pe să-l să-i capturăm. E, e, o prostie asta cu, cu plecatul de ținuților. fie de la punctele de lucru, fie că evadează ei din... Uh... Ia să mă întreba, ei când evadează, la ce se gândesc? Sunt inconștienți. Își mai au și câțiva ani de închisoare. Pe asta în că e în plus. Și te, te prinde, nu ești, tu nu ești Elena Udrea, tu nu ești cu să ai bani să trăiești în, în, străinătate dacă fugi și nu te mai, nu te mai prinde nici în nimeni după aia. Păi ei sunt boschetari, se duc în evadează, se ascund prin păduri, se ascund prin case din astea părăsite, burtica începe să le ceară de mâncare și atunci încep să fure din, din uh, zona unde sunt ei, unde se ascund și omul când vede că îi dispare o găină, două, trei, începe să sune la șeful de pozdone, cineva în fură. Gata, ne-am prins că pe acolo e. Și cam știm pe unde se duc, că trebuie să iei legătura cu familia, că nu poți să, mai ales iarna. Ce faci iarna? Unde te încălzești? Te ascunzi în peșteri ca caveman? N-ai cum. Ceva trebuie să faci. Și ești la suprafață. Trebuie să mănânci, trebuie să te îmbraci și începi să furi din stânga, din dreapta, să-l hărești. Și atunci n-am dat seama că e acolo. În general, când evadează, se duc spre locuințele lor. Și când boala e de așa o gravitate, când, să zicem, ești trimis acasă, chiar ești trimis acasă? Da, să pe pedepsa. Ă, instanța dispune întreruperea pedepsei, nu noi. Noi decât punem în executare o hotărâre judecătorească. Dacă instanța hotărăște să plece acasă, noi ne Ați avut instanța. cazuri în trecut? Mavorul, Am avut, nu v-am zis, și o mară ISAM. N-a plecat și n a mai venit. În afară de mară. Adică. Punctual. Nu. E, o, e o practică, se întâmplă treaba asta, adică aveți deținuți care ar putea muri în închisoare și atunci sunt și acasă. Nu, sunt mulți deținuți care mor și în închisoare. Dar rar se întâmplă să moară, să moară așa de. Sunt cazuri foarte rare și nu au fost așa de med mediatizate cum a fost ăsta al Rudelobreja. Cazul Rudelobreja. Dar sunt și deținuții. Păi, dacă te duce acasă, te duce acasă. Te mai păzește cineva? Nu. Eu întreb. Nu, nu. Administrativ, nu. ce se întâmplă? Adică ca să înțelegem. Ești ca un nou liber. Când se întrerupe o executare a pedepsei, te duce acasă ca un liberat și spun instanță, după aia revin penitenciar, după ce s-a terminat boala. Dar în cazul lui dacă îi întrerupe, nu cred să mai întoarce în penitenciar. Forma lui de boală este gravă. Da, este și tragic, îmi pare rău despre, despre el. Hai să ne întoarcem la o poveste din în închisoare. Ați interacționat cu povestea Studenților de la medicină, acea fată care -și a omorât pe un domn mai vârstă cu care trebuia să practice relații sexuale pe bani. Asta e cazul de la Timișoara, da. da nu, eu am urmărit, am tot citit cât am putut să citesc și mi s a părut o poveste foarte interesantă. Nu am Pentru... interacționat cu cazul respectiv, știu, Dar doar știți? Că... știu cazul, doar că ce știu eu despre cazul ăla, că prietenul. Tipei a devenit și foarte reclamant, așa, în penitenciar. Cam asta. Oricum s-a stins cazul în penitenciar. Nu, nimeni nu mai vorbește despre el. Mie mi, -mi s-a părut un caz dramatic pentru că, totuși, erau studenți, adică da. știau ce fac, nu erau ultimii. Să știți că și, De, și, și violența și... crimei m-a uimit. Adică, ce au făcut, l-au căsăpit, l-au luat, l-au tăiat bucăți, vreau să-l ducă cu mașina, adică. A fost o premeditare masivă. Da, ăștia sunt. Uh, adică, psihopații, el, deci nu. Asta a fost un caz de psihopați. Credeți-mă. Erau studenți la medicină. Da. Ea era tânără, era drăguță, mă uitam la ea, avea o față. Da, în pușcărie, cazul ăsta s-a stins. Deci, n-a fost un subiect de amploare în mediul penitenciar. Eu știu că ea, ulterior, l-a părăsit pe iubitul ei pentru care a făcut crima și s-a căsătorit cu altul. Penitenciar? Da. E, e de notorietate în penitenciar să se costurească între ei. De ce? Să-i vedeți cum, cum fac afaceri judiciare ca să se întâlnească deținuții unii cu alții. Și cum fac? Afacerea judiciară este când doi deținuți se îndrăgostesc în penitenciar, vorbesc prin scrisorii, vorbesc la telefon și inventează un proces, un oarecare proces. O să vă dau un exemplu. Deținutul Masculul din relație, nu știu acum care dintre ei doi e masculul, ori ia-ori el. A, e în funcție de cine are cine, inițiativa. Cine are inițiativa. Uh, inventează un proces, să spunem, la uh, judecătoria București. În ce sens inventează un proces? Ca să se întâlnească acolo, se cheamă face judiciare. Ăsta face judiciare. Ei inventează un proces, acuză că i s-au furat ada adică, și de către un coleg de cameră. Să zicem că deținutul de la București, deținuta de la Gherla. Da? da. Uh, ei se îndrăgostesc, vorbesc în scrisorii, telefon uh, și atunci ei ar trebui să se întâlnească într-un loc comun. Să zicem că se întâlnesc la Deva. De unde știu ei unde vor să se întâlnească? Pentru că deținutul de la București spune că pe perioada cât el era la Deva acum câțiva ani de zile, colegul de cameră a furat agași. și îl dă în judecată. Înțelegeți? Sau s-a certat. Și îl dă în judecată. La judecătoria... Și e obligat să fie dus da, acolo. Și obligat să fie dus acolo. Tipa de la Gherla dă și ea la fel. Inventează un proces tot la judecătoria aia. Și atunci îi pleacă acolo, se întâlnesc, se întâlnesc, bine, chipurile se întâlnesc. Sunt în același penitenciar amândoi și încep să vorbească la gratie. El la geam, ea la geam. Că acolo ei sunt în tranzit, se cheamă. Și se mai văd și, și pe dubă se, că sunt, sau se dau un judecată unul pe altul. Se dau în judecată și după aia în fața instanței domne ne împăcăm. Dar ei se văd în, 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 sala de judecat. Deci este cumva vă doare mintea ce, ce pot inventa ei. Sunt foarte inventivi. Și Dar cum... să vedeți când sunt geloși? Așa. Vai de capul meu. Adică? Să vedeți când sunt geloși. Adică știți că unul mai vorbește și alții nu mai vorbește și cu, cu tanti de ținuta și devine gelos, deja încep să nici nu mai poți să mai pui în aceeași cameră. Se dușmănesc. Dacă doi vorbesc... Dar cum poți vorbi cu o deținută? Că nu stând în, în același loc, nu? Nu sunt prin scrisori. Și cum scrii unei alte deținute? Ți-a ales te dă un catalog de deținute? Cum? Nu, nu serios, se cum? Întâlnesc, în general se întâlnesc prin, prin tranzit, Întelegeți? A, și zi, dă că, și mie adresa ta. Nu adresa, că oricum știe că e la pușcăria de email, mail, mă, când te adresa, adresa de mail, dă -mi și mie numărul de telefon, dă în Facebook. <laughs> și nu, știe, el știe că deținuta respectivă face pușcărie la Gherla. Și atunci scrie către deținuta mixulească Georgeta, de la penitenciarul Gherla. Și noi venim și dăm scrisoarea. Sunteți obligați să-i dați scrisoare. Da, suntem obligați, obligați să-i punem la... Plus că dacă nai ce face în închisoare, chiar... Ce faci? Scrii scrisori. scrisori. Păi da, romantism. Ați avut cazuri? De... Ați avut. Păi la ordinea zilei. La ordinea de... zilei, adică ordinea e activitate zile. curentă A, exact. să duceți scrisori între penitenciare. Da, da, da. <laughs> nu trebuie să, unde trebuie să întreținem și noi familia? P ei, nu, nu trebuie să... Ai și eu viața mea asta de amoroasă? Bun, și să zicem că își scriu. Da. Ce se întâmplă după aceea? Păi unul scrie, celălalt... Am să se bun, dau în judecată. Se dau în judecată, e. se mai văd. Se văd. Da. Și se văd. Și, și cum se ajunge la... Asta o să zic. Ei se pot și căsători. Dar până la căsătorie pot să, nu știu, să aibă relații no, intime? N-ai no, 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 no. cum. N-au cum. Ideea se adică să nu poți. Pe bază de prietenie. Nu. nu. Nu, nu, nu există așa ceva. Singura condiție este să ai o relație similară cel soților. Da, asta trebuie dovedită la notar. E mai greu. La notar? Da, da, da. Se duce la notar respectiva cetățeancă și spune, domne, eu am o relație similară cu asoțul, cu asoților, cu Liviu Dragnea, să zicem, care a fost <laughs> și atunci declară pe propria răspundere la notar că a avut o relație similară soților. Bine, nu era cazul lui Vudrana, că el era căsătorit cu Irinu, ca sau nu era căsătorit. Nu el, era, căsătorit. era căsătorit. Ei, probabil că Irinu ar fi, ar fi dat o, o asemenea scrisoare. Dar alții se căsătoresc. Da, se căsătoresc. Și au dreptul atunci de a avea întâlniri da. intime. Da. De câte ori? Ei, și o dată pe lună, dacă sunt cu Vizita, este vizita asta intimă, vizita penală, este da. constantă. Dacă tu ai una, dacă îndeplinești anumite condiții, nu dacă ești cu minte în penitenciar, dacă ai anumite credite. Deci dacă ești căsătorit. Da. Vine, la, vine două ore la tine, bam, 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 bam. Asta e perioada două ore. Da. Timpul în care... Nu, vă serios pentru că chiar vreau să documentez această... Vreau să se ducă la pușcărie. nu, nu, nu. De data trecută rămăsese întrebarea asta. Cum se întâmplă... Și este o cameră specială. Da. Și toată lumea merge în camera respectivă. Da, Cât de mare e? asta e chiar culmea. Păi nu vă trebuie hotel, serios. Păi nu, e mică, e mare, nu. e, e unul balcon, un cu te uiți. E cât un lift. <g WiFi> nu, no, vă glumesc, că e o, cât o cameră. Nu are C balcon, când ar Eu de balcon. E o cameră ca o cameră de hotel. Ca o cameră de Bine, Are de... un de... pat, un optier, pat, optier, optier televizor. Uși, televizor, are toate condițiile de hotel, v-am zis. Eu am văzut cum arată camerele astea. Cât de des e ocupată? E, frecvența e, mă, când și trebuie să... Trebuie serios, adică Ui, de câte ori? De eu sunt camera, sunt astea, cerere, aceea, nu, sunt cereri de, de vizită penală. Adică e non-stop? Uh, nu chiar. Nu chiar non-stop. Dar, nu dar sunt, sunt freventate, să știți. Și cine face curățenie? Uh, sunt deținuții care fac de, la deservire. A, sunt deținuții respectivului stabiliment da, care se da, ocupă da, ei da, de... Da, 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 Ei vin după, pleacă deținutul respectiv, noi pregătiunăm camera și înainte și după. E, și bine, mai avem și supraveghere, tot timpul mai bătem la ușă, poate o moară de aia, pe... Pe păi dacă se um, ceartă și ei sunt violenți. S-a întâmplat? Nu, nu s-a întâmplat. Poți să-ți iei, nu știu, mâncare specială, șampanie, nu știu, întreb. Nu, să ce că te-ai căsătorit. Acolo ai 48 de ore de stat cu, cu soția. Dacă te-ai căsătorit. Da, odată. 48 de ore stai cu ea în camera respectivă. 48 de ore sunt două zile. Da. Și după aia câte două ore. Unar. Dacă depinde dacă ești cu minte, că dacă nu ești cu minte nu poți nici să mai faci dragoste. Dar dacă ai partenerul în afara penitenciarului, cum se întâmplă? La fel ca și cu un deținut. Da, ai, același, acest Așași drept regim, da. Cu persoane căsătorite sau similar căsătoriei. Da. da. E un drept e un drept prevăzut de lege prevăzut de lege și da. care chiar se aplică se aplică mulți dintre deținuții chiar uh, buzează de acest uh, drept de vizite intime și pot să că... abuzeze dacă legea spune odată la nu, 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 nu. nu pot nu pot nu dar pot e, e un lucru de, bun sunt niște nu. condiții pe care trebuie să le îndeplinești cumulativ dar e un lucru bun pentru că este Cum, ca o răsplată comprimi, mâna, și ei vă dați seama ce e ca o răsplată și atunci prefer să stai, da, stai cu, cu minte nu. și când adică sistemul acesta nu e Prost gândit, adică ce era înainte când interzicea tot, nu era bun pentru mentalul deținutului. Știți ce ministru a introdus această listă penală? Nu, eu cred că nu. Stă... Monica Macovei. Monica Macovei. Na, chiar ea. Și a fost o idee foarte bună. Foarte bună, nu? La început, uh, angajații din penitenciare au fost foarte reticenți. I se părea, un, se părea un bine că îi lași și bine, să... să-și să uh, tăfu. Cum ar veni? Dar și... ulterior și-a dat seama că e o că este metodă o... foarte bună de control, nu? De control și se mai descarcă. Se mai descarcă omul de energia aia negativă care, că dacă nu s-ar mai descărca, nu face mie belele, devine recalcitrant și atunci -o, nu, o mă să se ducă să facă dragoste cu iubita lui decât să-mi facă mie scandal pe secție. Mi se pare de o eu... decizie foarte... Înțeleaptă Eu asta vrea de a lăsa Ministerul Justiției și Administrația Națională pe să găsească și alte metode care să-i decomprime pe oamenii închiși. Care ar putea fi? Nu știu, dar nu, trebuie serios. Sport. Se poate practica anumite da, sporturi. Sport. Adică, Doamna, e bun la, nu știu, fotbal. Prim, poate primi mai mult timp liber ca să se dedice unui sport, tocmai ca să nu stea acolo. Sunt ce, programe, ce tipuri de sunt activități? Programe, sunt programe educative și. Sunt. Sunt în sport. Sunt, dar Să nu ei... fie plictisitoare, asta zic că dacă îi place sunt plictisitoare, să știți. Și ar trebui, atunci, și ar, ar trebui atunci, totuși ca uh, factorii de conducere din penitenciare să se elimină la aceste activități uh, formale. Sunt multe activități care se fac așa în mod formal și... De dragul astfel, de a le face, face, de, -a de -a face activitate... Exact ce spuneam mai devreme acea birocratie. iată cum... Da, am înțeles. Și dat atunci un exemplu să se concentreze mai, mai mult pe, pe activitate decât pe hârtii. Și activitățile astea care sunt de la socioeducative cu ei, sunt mai, mai mult sunt formale decât, decât să-și ating, să atingă efectul scontat. Ar trebui să umble puțin uh, administrația în zona penitenciarelor și Ministerul Justiției ar trebui să umble la uh, la eficiența acestor activități. Adică să-i să facă mai mult să stea afară din celulă, dar nu ei ies, ei ies din celulă să participe la activitățile respective pentru credite, nu neapărat pentru activitate. Să identifice naiba niște activități care să chiar să le. Mm -hmm. placă, să le facă plăcere de să participe la uh, activitatea respectivă și să stea și concentrați să-și obosească și mintea, să-și obosească și trupul, să nu mai vină înapoi pe celulă uh, plictisiți că dacă mai participi, mai rău faci și atunci uh, toată plictiseala și toată energia asta lui neconsumată la activității respective vine și îl pe supraveghetorul la care stă cu el 12 ore din, din 12 Ce se întâmplă la vizitele cu copii când se întâlnesc părinții cu copiii ce ați observat așa emoțional? Ce se întâmplă? Cum privesc copiii, părinții care sunt vizitele acolo? Vizitele cu copiii nu prea, nu prea sunt. Sunt foarte puține vizitele cu copiii, dar De pentru ce? că și Elena a avut uh, o intervenție, am văzut în spațiu public, uh, spune că mi-a spus fetiței că lucrează în Italia. Pentru că la început uh, nu poți să spui copilului că părintele tău e la pușcărie. Până la ce vârstă nu îi spui? Nu îi spui primul în al doilea an nu-i spui, dar după aia vrei să-l vezi. Elena Undrea probabil că nu îi spune fetiței că este în pușcărie, crezând că va fi liberată mult mai repede. Dar dacă stă trei ani jumate la pușcărie, îi va spune până la urmă. E prea mică ca să conștientizeze. Și iar oricum, eu ce cred eu că lansează acum în spațiu public cu domn, copilul meu nu știe că sunt la la pușcărie și mi-e dor de ea, este tot să impresioneze vreo instanță de judecată ca să spună bine, mă, du și stai copilul tău afară, ceea ce nu se va întâmpla niciodată. Ea oricum își joacă tot ea și din mânecă. Și asta cu copilul, și asta cu slăbitul, și asta cu toate condițiile de detenție că sunt impropri în penitenciare. Ea acum dă vina pe sistemul penitenciar și îl, bagă în, mocirlă ca să facă tot posibilul să plece în libertate. Nu se va întâmpla așa ceva, că nu suntem nici noi ca nații atât de proști încât să credem în toate uh, gongorițele astea ale, ale infractorilor. Dar uh, la început, când cad la pușcărie, nu prea spun copiilor că sunt la pușcărie. Le spun după. Și vin. Vin copiii la pușcărie. Și ce se întâmplă când se întâlnesc? În Ce-ați văzut? Adică Ia-mi brațe, vorbesc cu copii. Copiii cum reacționează? Reacționează când sunt mici. Nu prea conștientizează că e tati la pușcărie sau e mami la pușcărie. Ei se bucură că îi, îi văd. Probabil că după. Să știți că rușinea mai mare la copii este când sunt mai mari. De când, când sunt mici. De la 14 ani încolo. Da, da, da. Doar și că... mai vin copii? Da, vin copii, vin la copii la. Vin la părinți. Vin la părinți. Doar că rușinea. Cei mai mulți deținuți sunt recidiviști. Iar copilul ăla lui știe că ta e un pușcăriaș. Pe el nu mai apasă că, domne, mă duc la tata că la pușcărie. Nu, Până la urmă că și ce se naște din pisică tot și și mănâncă. Și copilul la o, o, zi într-o zi va veni tot la pușcărie. Te sperăm că nu. E, cum să nu? sunt în cazul la pușcărie și tată și eu la pușcărie. Și cum se descurcă? Se descurcă mai bine dacă sunt împreună? De multe ori, de exemplu, când eram eu șef Stau de secție... Stau în aceeași celulă? Când eram eu șef de secție, au venit la mine să stea în aceeași celulă. E cam lăsăm să stea în aceeași celulă, totuși, familia lui și pe frații lăsăm să stea în aceeași celulă, condiția să nu cumva să, să devină torționari în celula respectivă. Pentru că dacă sunt veri frații, cine nu e cu ei împotriva lor, respectiva celulă. Și atunci A, ne separăm, la o cameră mai o cameră mare. Mai mare unde Ești sunt Ești un film celebru. Ce da. Am avut cazuri în care frații verișori au pus stăpânire pe celula respectivă. Am avut cazuri de genul ăsta. Și am separat. Unul într-o cameră, într-o cameră, într-o cameră. Că la, la n-ați venit cu, cu cameră. Și de ce erau, să zic, așa o coaliție de doi poate să îi da. domine pe ceilalți? Nu. o coaliție de doi frați mai vlăjgani așa într-o cameră de șase în care doi sunt mai bătrâni. Am avut situații când eram șef de secție în care doi frați mai terorizau camera de, de, de ceilalți deținuți. Unde erau puțin mai în vârstă decât ei. Adică chiar mai în vârstă când putea să le fie tată unul dintre ei. Și se duceau, îi mâncau la pensia până să facă cumpărături. Pe numele, lui, pe numele lui și îi luau produsele, a venit deținutul respectiv la mine și am spart camera. Hai, unul într-o parte, unul într-o carte. Deci am avut pe cameră, pe secție la mine, unde eram șef de secție, am avut un homosexual, dar nu unul căzut la pușcărie că a agresat el pe cineva. Nu, a pus pe un minor să-l agreseze pe el. Adică era pasiv. Și a venit la mine într-o zi. Dar se vedea că era, că era homosexual din ăsta. Mirea și mai fătă la așa. Și ce șeful? Mă mutați și pe mine în cameră cu Xulescu. Eu știam că îi place de el. Și păi de ce vrem o să te mut acolo în cameră? Păi nu șefu că mă simt mai bine acolo, că nu mă înțeleg bine cu băieții din cameră de la mine. Și zic că, băia spune tu mie sincer, îți place de vreunul de acolo? Să uită așa la mine. <laughs> Și avea el tipologia lui de băiat. Să fie un pic mai negricios, mai scunduț, așa, și mai... Solid. Mai solid. Asta era tipologia lui. De... Și? A, A fost mutat? L-a mutat, vă dați seama, că îi plăcea de el. O și? Au fost, fost și în povestea. Zic, sunt deținuți care ți-o tracție aici în penitenciar? Da, ce sunt. Păi și cum n-ai bai de termin să ți-o tragă? Îi plătesc. Îi plătea. Și unde se poate întâmpla asta? În baie. În baie. Pentru bănuiesc că în dormitor nu. Nu, păi văd ce las, că majoritatea sunt oripilați de așa ceva. V-am spus, Bănuiesc că nu e totuși nu, nu e la, chiar așa la vedere. La, la vedere. bani, și își fac treburile unul cu altul. Și cel care, să zic, prestează pentru acest deținut, o face, eu înțeleg că o face pentru bani. Pentru bani. Dar e totuși un act, e o decizie să faci asta, nu e așa că... Păi decizia lui, eu dacă o face de plăcere, ce să-i fac eu? Când se vine la vorbitor și vine partenerul, ce simțiți că se întâmplă acolo? Mai nimic. Noi nu prea mai simțim. Deja devenim ca medici. Nu simțim nimic noi. Probabil că cel care se angajează anul ăsta are un an experiență, după 2-3 ani de zile, deja devenim ca insensibil la, la ce vedem. Pentru că asta este mediul penitenciar. Te faci insensibil, ca și pe medici. Medicii vă dați când vede de sânge mare la vreo tresărire, nu mai are. Așa și noi, devenim insensibili. Că de uneori mai sărim prag în partea cealaltă și devenim oarecum mai duri. Uh, mai duri. Pentru că sistemul e făcut în așa fel încât să te dreseze să fii dur, să fii insensibil. Mă interesează nu știu, fața celui care vine de afară la cel în interior. Ce tipuri de relație se întâlnesc? Adică vine cineva care se bucură că se întâlnește cu cel care e închis. Există și cazuri când vine cineva și deja simțiți că relația nu mai funcționează și e da. o dezamăgire. Adică da. simțiți și lucrul acesta da, care simțim. e dureros, Da, Da, simțim. Adică sunt oameni care vin aparținătorii, să spun, îi se denumesc ei. Sunt aparținători care vin de drag și abia așteaptă să-l vadă pe cel din penitenciar. Și sunt oameni care vin cu greața aia. Vine doar că trebuie să vină să-i aducă ceva. Nu mai simte nimic. Ne referim nu, chiar la fran, cupluri, da? Cupluri, la cupluri. Sau la familie. După 20 de ani de... După maxim 20 de ani de închisoare, de pe la 10-15 ani, așa, familia nu mai vine la tine. Te uită. Dar vine, vine aveți mai cazuri rar. de cupluri care au rezistat în timp și au venit în continuare... Partenerul? Dacă au interes cele mai multe cupluri, dacă au interes rămân, dar cele mai multe cazuri s-au destrămat. Adică se vedeți asta la da. întâlnirile da, de vede. la vorbitor? Da, se destramă. Adică de, se vede pe fața se vede lor? Pe fața lui se vede, uh, avem un <coughs> șef de secție, îți vine la tine cu problema asta când aude că soția l-a părăsit uh, și noi le acordăm mai multă atenție pentru că, Doamne ferește, face ceva. Cât de des se întâmplă asta, să des, fie părăsiți? Se întâmplă des. La un la închisoare un unde, de, pe arest preventiv, cele care, pușcările care au arest preventiv se întâmplă foarte des. Se întâmplă să divorțeze sau să se despartă. Cam după cât timp se întâmplă? La, cât, la cât pedepse de? de ce lungime? Păi nu, la arestul preventiv sunt în arest preventiv, care poate fi o, o jumătate de an, un patru, un trei luni, un an în arest preventiv, că se poate prelunge arestul preventiv. La, și la aici se rup? Și aici se rup. După câteva luni se rupe orice relație. Pe mă la, nu știu, 5 10 A, ani, 10 ani. 5 ani aia s-a dus. Deja e... Nu există așa. Ba mai există excepții în care rămân împreună. Dacă au un copil, dacă sunt. depinde și dacă partenera afară depinde de, de familia ta, nu se desparte de tine. Dar dacă partenera este un pic independentă, se duce în lumea ei. Nu ține. Nu ține. Adică nu avem povești de asta ca în filme, ea l-a aștepta să iasă nu știu câți ani și... Nu, no, sunt foarte puține cazurile în care îl mai așteaptă Când să... în general se rupe. În general se, rup. se rupe. Păi cât să stai singur 10 ani să-l aștepți pe unul că vine afară din pușcărie? Multe nici nu vin la vizita aia penală. Se simt umilite. Păi da seama să treacă așa printr-o pușcărie, prin curtea unei pușcării și toți colegii mei să se uite că noi știm unde se duce pe tipa respectivă două ore. Umilitor, A, deci el, întâlnirea pentru femeie presupune că trece, nu, adică nu e trece zic, prin filtre. Nu e la nu e, intrare și vine, de afară, e vine de, afară de afară un pic. Nu, nu, nu. noi facem percheziții, vedem dacă are obiecte interzise asupra ei, dacă are alcool, dacă are telefoane, droguri, ceva de genul ăsta. Nu, îi facem o percheziție, trece prin mai multe filtre. să ajungă Deci e undeva în interiorul penitenciarului. Depinde de arhitectura fiecărui penitenciar. ori este în sectorul de deținere, ori în afara sectorului de deținere că penitenciarul este compus din locul de deținere care este penitenciarul și penitenciarul are un sector de deținere, că este sectorul administrativ și sectorul de deținere și ea trece prin sectorul administrativ și se duce în sectorul de deținere, acolo unde este acea cameră uh, pentru vizită intimă și atunci vezi privirile colegilor mei care, na, totuși trăim în România, avem uh, prejudecăți că Și o simțiți intimidată, da, rușinată. Da, o, o simțim intimidată, se simt intimidate n-ai cum să nu te simți intimidată când o grămadă de oameni știu unde te duci. Dar știți cazuri, cum am mai citit, legate de mari criminali, să se îndrăgostească cineva din afară, să construiască o relație cu un deținut și să înceapă să vină acolo? Da, au fost cazuri. Și să se buscază, și căsătorească da, căsătore, și... Da, da. Că am mai da. întâlnit treaba asta, adică dar unele femei... Nu neapărat Nu Eu am dat exemplu criminalilor care au, fascinează și au, da. prezintă o atracție pentru femei. Dar să zicem că avem infractori de drept comun. Ați întâlnit acest tip de cazuri femei care se îndrăgostesc de pușcăriași? Avem și cazuri de colegi ale, de ale noastre care se îndrăgostesc <laughs> de pușcăriași, dar din afară. Probabil că unii dintre ei au telefoane mobile ilegal și mai vorbesc pe Facebook, mai vorbesc prin mesaje. Și își dezvoltă o relație. Da. Altfel nu poți comunica decât prin scrisori. Prin scrisori. Dar prin scrisori cine era cum mai comunica acum? Sunt 2022 prin scrisori cu deținuții în penitenciar. Doar ca să știe el adresa respectivei tipe. Cum o găsește? Nu o găsește. Că -are... Dar dacă pe Facebook îi dă ceră de prietenie și el stă noaptea cu telefonul ilegal, că nu știm noi când descoperim, mai e. Și vorbesc cu ei și tipele se îndrăgostesc de, de ei. E, e o situație ciudată. Și după aia vin la, vin la vorbitor. Deci ați întâlnit genul ăsta de cazuri? Și cum arată genul ăsta de oameni care se întâlnesc așa? Normal, ca și cum ceilalți care sunt de o viață împreună. Vă dați seama că e o tipă plină de entuziasm. Recent am, am întâlnit situații de, de îndrăgoste în penitenciar? Dar să vedeți ce ce, ce pătimași îi susține pe deținuții respectiv. În ce, ce reclamă. A, ah, gata, am înțeles. Meu, să vedeți deci, ce reclamă. Se, a, se, se a, îndrăgostește de, de, se... de, de susțină pe ăla până în pânzile albe. Deci, format de îndrăgostire, practic, se transformă într-o formă administrativă ca să-l ajute pe Da, ca să-l ajute iubit. pe respectiv. Și el profită de ea, vă dați seama. Că... Există cazuri în care el doar profită? Cum Adică există genul ăsta de perversiune. Pentru că femeia e îndrăgostită, el este în avantaj. Și metodele accidentului și toate astea te în ce se fac. Chiar familia mea a fost, a fost sunată cu metoda accidentul. Deci, da, și spunea că am avut eu accident. De Noi și intrase să maică -am, și cu bunică mea. Fibrilații. Fibrilații. Deci pe cuvântul meu au nimerit așa de bine încât te prostesc în așa fel încât tu chiar crezi. Tu chiar crezi? De Ce să facă ei În pușcărie îți dezvolți niște talente da. nebănuite. Da, din deci, păcate le dezvolți pe la... Pe la mai proaste. Pe la pe latura infracțională. Că dacă și-ar concentra atenția... Că de-aia spun, dacă ar fi niște uh, programe ca să îi... îi facă pe ei să-i determine să se reintegreze după și să-l să vadă pe respectivul deținut, asta e bun pentru a-l califica într-o profesie, asta e bun pentru a-l califica într-o altă profesie. Dar la noi nu sunt așa, la noi sunt formale, hai să facem niște activități doar de dragul lumii, să prezentăm Ministerul Justiției sau organismelor internaționale care verifică penitenciarele cât de bine și cât de frumoși suntem noi. Păi pe afară este vopsit gardul, iar în curte e leopardul. Cam asta e în penitenciare și lumea ar trebui să recunoască chestia asta. Ar trebui puțin reformat reintegrarea socială din penitenciare. Nu mă refer la pază, că pază ai, îi păzești cu, cu ce ai. Dar ar trebui să investească mai mult în, în procesul ăsta de reintegrare socială, statul. Dar dacă asta are... pune presiune... De ce, Asta rămâne, de vreau să continuăm această idee, o să continuăm, dar mă întorc un pic la, vreau să văd dacă este și pe partea cealaltă o situație de genul ăsta. Sunt deținuți feme deținute femei, deținuți femei, la care vine bărbatul care este în libertate. Și la ei vine. dar deținutele femei sunt uh, sunt puține, rel, în comparație cu numărul deținuților bărbați. Chiar și așa. Bin, deci, vin și există, vin, dar, și acolo se păstrează mai mult relația. Sau și acolo se rupe? Probabil că acolo... Dar, de exemplu, cine C sunt deținutele... Femeile care cad la pușcărie, în marea gloată a care cad la pușcărie, sunt de joasă speță. Alea nu prea au familie afară. Că acuz la pușcărie... Sunt foarte rele femeile la pușcărie. I-am citit niște lucruri, de avans să Ele întreb. nu prea au relație afară. Ele se combină cu tot cu deținuții din din penitenciar. Am avut un caz în care... Eu, o tipă și-a omorât copilul, și-a omorât fetița, a aruncat-o în fântână de dragul bărbatul Că nu-i plăcea lui ea, că ea are copil. Și atât psihopata atât de, de psihopata a fost și de minte bolnavă, încât și-a omorât fetița și-a aruncat-o în fântână ca să rămână cu el. Ea a căzut la pușcărie, ăla a părăsit-o, ea s-a combinat cu un de, deținut. Tot criminal din asta. Tot așa, prin metoda Tot prin scrisoarea. Metoda asta, prin metoda scrisoarea și prin metoda vorbitului la distanță. De pe geam la geam, când sunt în tranzit. Femeile care... Femeile sunt foarte rele, adică dacă din, să zicem că mai, acum avem undeva la, undeva la 20 ceva de mii de deținuți încarcerați. Proporția este exagerat de mare între bărbați și femei. Adică? Pe dacă avem 500-700 de femei încarcerate, 1000, nu cred că avem mai multe. Deci este... E, e, mare. E foarte mare, e 22 la 1. nu, ei nu poți să generalizezi la un așa de mare. Ce am citit e destul de într de adevăr violent toate, mediul. violent. Și dacă nu ești, să zic, de o anumită factură, suferi. De că adică... nici nu ne permitem să o ținem pe Elena în în cameră cu genul ăsta de infractoare. Mâine pe mine se trezește naiba una din asta și bagă cuțitul în Elena în de unde cuțit? E de unde cuțit? Întrebare. Și fac și ei și noi nu le dăm cuțite să taie pâinea, să-și taie mâncarea. chiar există cazuri de asta când brusc unul era raznă? Da. Apropo de mersul la medic. Dacă îi vine unul, nu știu, îi se pare că se năzare ceva și au fost îl violentează pe doctor. Fost, e, cum să nu avem agresiune între deținuți în fiecare zi? Fiecare zi se agresează deținuții. Nu, dar personalul a da. Să persoanele, sunt rare cazurile. În ultima perioadă au devenit din ce în ce mai primăvara deja încep să razna de ținuții și dar cred că e trecerea asta de la iarnă la, la vară Așa, și vin mai violenți. Ca și animal, în regnul animal. Știți că de primăvara începe în perecherea și devine mai recalcitranți. Am observat asta în fiecare an, primăvara ultrajele sunt mult mai numeroase decât în altă perioada anului. Interesant. Nu știam, extra... adică nu m-am gândit că ar exista o legătură între anotimp și probabil, violență. Da. De atunci vin hormonii, ceva de genul ăsta, nu-mi dau seama. Genetic, se întâmplă ceva. Probabil că ca cineva care, Ministerul Justiției sau anp ar trebui să facă un studiu pe genul ăsta. Bă, de ce sunt mai violenți deținuții primăvara sau într-o anumită perioadă a anului? Hai că înțeleg vara că devin, devin agresiv pentru că este cald se sufocă, este spațiu foarte mic, devine lipsa aia confortului, te determină să fii un pic agresiv. Dar primăvara, când treci la iarnă, la, când e frumos, anul timp afară, chiar eu o vreau să vreau să, le spun să fac un studiu de, gen, de genul ăsta, pentru că nu, trebuie să ne ducem la, la cauze. De, ca să eliminăm efectele, trebuie să mergem la cauze. Bă, de ce se bat ăștia primăvara? Dar, repet, repet m-ați întrebat mai devreme dacă se agresează de între ei în fiecare zi în fiecare zi. 22.000 de om de suflete. Normal să se... Și sunt cazuri în care asta le știm noi, dar sunt cazuri în care ei nu mai spun. Se bat între ei, dar nu mai spun. Pentru că, cum am spus, este și legea penitenciarului, e legea pușcăriei. Nu te, acolo nu e foarte ciudat când devii sifon. Este și o, un semn. Asta înseamnă că e sifon. Dar ce semna când a făcut Elena Udrea așa cu nasul? No, probabil că a fost un semnal pentru... N-are legătură, adică nu e un limbaj... Legăt... Pușcăria, nu. Probabil că are legătură cu corupții din. cu, cu pușcăria și din Parlament. Le a de zis. Zi să vă, vă, vă dau până nas. Vă dau nas. Nu, la, la. nu este așa. Ceva de genul ăsta. Sau așa, știi? Un fel de a dat din gât. Și cum gestionați violența asta? Zilnică. Zilnică. Cum să o gestionăm? Cu un uh, supraveghetor la 100 și ceva de, de deținuți, cam greu. Este o lipsă acută de personal în sistemul penitenciar. Uh, oricât am vrea noi să angajăm uh, personal, uh, avem un număr limitat de posturi. Uh, teoretic ar trebui să fie câte doi. Doamne ferește, se întâmplă ceva să fie unul dintre noi agresat. Păi da, nu? Dacă îl iau la hostatic. Dacă îl iau static. Când s-a întâmplat? La... Nu prea se întâmplă așa ceva, nu prea au fost cazuri de, de luare de ostatici. La noi este sunt incidente critice. Nu prea se întâmplă în penitenciare, dar... Uh, priviți ce se întâmplă în spațiu public, ce se întâmplă în societate, când polițiști încep să fie agresați, când polițiști sunt bătuți de interlopi în, în, plină stradă, interlopii vin în pușcărie. La fel se vor purta și cu mei, cu colegii mei. Și atunci noi ar trebui să luăm niște măsuri să combatem acest fenomen, care devine un fenomen. Și nu, nu îi interesează nici pe ministrul de interne, nu interesează nici pe ministrul de justiție, că devine un fenomen asta. nu interesează pe nimeni. Până nu știți când va, când va deveni un interes. Când primul uh, polițist sau polițist de penitenciare pe va fi ucis de către un infractor. Atunci mass media va bubui, dumneavoastră mă veți chema ai, să facem un podcast, v-a spus, e o tragedie. Noi nu avem încă cultura asta a, a prevenției. Mai mă să facem ceva, că uite, devine, devine un fenomen ăsta, să facem ceva. Nu o interesează pe nimeni. Ai banii acum din PNRR de furat. Ce mai facem noi lege acum pentru populații? Cum am spus și mai de data trecută, nu există o lege care să protejeze victimele infracțiunilor. Toată lumea se gândește la infractori. Ce rău o duc în, pușcărie, ce rău ce nu este operat, nu este dus la, la INML. Dar victimele alea, femeilele violate, cetățeanul la căruia i s-a furat mașina sau sora sau fata care a fost înhărită sau bărbatul care a fost agresat când era cu prietena la terasă și a venit un, un bombardier din și l-a bătut de-o față cu prietena lui la terasă. Să mai gândește statul la ei, la ei mă, ce fac eu pentru oamenii aia ca să ducă bine? Nu face în statul nimic. Și noi ne dăm de ceasul morții de, că, de pușcăriași, că n-au condiții bune. Asta trebuie să facă statul, să gândească și la victime. Au fost cazuri încă atunci cu traficul ăla de, de carne vie, în care statul a lăsat pe victime așa, la, la cheremul infractorilor lor. Legate cu lanțuri, legate cu... Nu s-a gândit, bă, pune-le interdicție, monitorizează-le, dacă ăla se apropie la 10 metri, mai, mai, puțin de 10 metri de ea, sau încearcă să ia legătura prin interpus sau să o amenințe, bagă la pușcărie. Nu o să mai de nimic. Instanța le-a dat drumul să judece în stare de libertate. Și de aia lumea nu mai are încredere în justiție, nu mai are încredere în poliție, nu mai are încredere în penitenciare. Și mai acel caz, dar o să-l dezbatem noi separat, altă dată, cu interlopii care își conduc Afacerile din pușcărie, pentru mine este un miracol, e da. foarte greu de înțeles. Aveți explicația de asta? Da, o să, data viitoare o să discutăm despre asta. Deci aveți, da. știți și cazuri. Știu și cazuri. Documentat. Documentat nu, dar știu și cazuri, dar până atunci când ne vom întâlni mă voi documenta. Secundul, din... afacerile secundul din pușcărie. Asta e foarte greu de înțeles pentru mine. Poate înțelegem data viitoare. Da. Așteptăm acum să vedem ce se întâmplă cu Rudel Obreja, îi dorim sănătate. Din păcate este un caz tragic. Noi suntem umani, asta vreau să transmit și opiniei publice. În ciuda faptului că suntem acuzați, multe acuzații sunt pe nedrept, doar ca să justifice anumite acțiuni. Nu este normal, nu este e cinic să te, să te legi de un caz și să să bați șaua ca să priceapă iapa. Eu am înțeles ce s-a întâmplat acolo cazul de Lobreja, că penitenciarele au fost ținta atacurilor unor jurnaliști sau unor trompete ale infractorilor, doar ca să priceapă INML-ul un mesaj și să dea o, o, soluție favorabilă. Repet, cazul este tragic, dar nu așa se procedează. Putea mass media să spună, să facă apel la, la bunăvoință, să facă apel la umanitate la INML, la angajații de la INML sau la instanță sau la... Nu așa. Nu, nu poți câștiga prin violență la nesfârșit. Totuși suntem și noi oameni. Și atunci ne așteptăm ca instituțiile statului să fie profesioniste. Dar dacă pui tunurile pe ele, nu mai devenim profesioniști. Mulțumesc. Plăcere. Ne reauzim. Da. Ne documentăm la cazul cu interlopii. Da. Și sper să rezolvați cu administrația ca să nu dați drumul la deținuți da, avem, să vă avem... faceți Mâine ne vom întâlni cu domnul Geobul, ministru și, nu? și ne va spune care este poziția dumnealui oficială vis-a-vis -vis de cele două subiecte, salarizare și pensionare pentru polițiști de penitenciare, militari și polițiști. Pentru că Ministerul Justiției este unul dintre cele mai importante ministere din guvernul Ciucă, pentru că el avizează toate actele normative înainte să fie supuse aprobării de către guvern. Sau... Și o să mai gândesc la... Un subiect legat de această reabilitare gândit altfel, dar da. ne consultăm poate da. aveți pe cineva pe reabilitare, chiar mă interesează subiectul, partea asta e extrem de importantă ce se întâmplă cu ei după ce ies da, o să, ne, o să mă documentez și o să ne o să discutăm și pe, pe acest subiect deci aveți două subiecte da. mulțumim, nu uitați de Patreon trebuie să existăm și în această formă, vă dăm și la liber, vă dăm și acolo uh, anunț o nouă rubrică pentru abonați se numește Tetelu Citește și o să citească lucruri care să vă distreze sau lucruri care să vă facă să gândiți. Deci Tetelu Citește în curând, foarte în curând, pe Patreon să fie pace și să nu se mai pe lumea. Cu, da. nu? Și la propriu și la figură. Și la propriu și la figură. Mulțumim pe data viitoare!